Încă din antichitate, femeia a fost adorată, iar în cele din urmă divinizată, pentru frumusețea răpitoare și formele sale apetisante. Chiar dacă vremurile s-au schimbat, aceasta rămâne în continuare simbolul sexului frumos. Deși trecerea anilor afectează frumusețea, femeile continuă să fie apreciate datorită farmecului pe care îl posedă. Cine credeți că este cea mai frumoasă femeie din lume? Cea mai frumoasă femeie din lume este mama. De ce credeți asta? Fiindcă mama te-a crescut, te-a educat, ți-a dat un scop în viață și ți-a dat și un nume în viață. Sharon Stone. De ce? Nu pot argumenta de ce, dar pentru mine e cea mai frumoasă din lume. Elena Băsescu. De ce? Că, de ce? Că așa e vorba ei, că și arată frumoasă. Păi probabil că Eva aia care o creat-o Dumnezeu în Genesa. Depinde de gustul de fiecăruia. Nu pot să spui că cineva anume e cea mai frumoasă femeie. Soția mea. De ce credeți asta? Pentru că a fost aleasa mea și chiar în ziua de astăzi e ca și la început, când ne-am cunoscut. Nu poate să fie una singură, sunt mai mulți. Tare frumoasă. N-aș putea să vă spun așa. Deci după părerea mea, care ar fi cea mai faină, nu pot să-mi dau seama. Toate femeile sunt frumoase. Mama. De ce credeți asta? Pentru că ea crește copiii și e cea mai frumoasă la toți copiii, mama. Angelina Jolie. Victoria Beckham sau nu știu. Dar de ce credeți asta? Că e foarte sexy.